Mulțumesc, bună seara tuturor! Sunteți așa de frumoși că v-aș lua bine acasă. Sper să încăpeți în cuprința mea în seara asta. Am să vă vorbesc despre două roți care mi-au schimbat viața și două roți care m-au ajutat să înțeleg puterea obiceiului și puterea lucrurilor mici care împreună, unul după celălalt, duc spre o realizare mai mare. Aș vrea să împărtășesc multe cu voi în seara asta și vă propun să facem un felul următor. Mai întâi vreau să vă arăt dansul meu preferat. Nu sunt Michael Jackson, stați liniștit. Apoi aș vrea să vă spun o poveste. Iar la final am trei recomandări pentru voi. Trei recomandări pe care dacă veți alege să le puneți în practică, aveți șansa să obțineți mai multă împlinire și să evitați frustrarea aia nasoală cu bucurile pe care le așteptați în târzie sau. Ok, hai să luăm început. Apropo, vreți să știți care e dansul meu preferat? Da? Atunci va trebui să facem împreună. Asta este. Vă rog să vă ridicați în picioare. Pentru că dansul meu preferat este o coreografie. Nu, stați să vă spuneți așa. Bun, e foarte simplu. Depărtați picioarele. Flexați cu mâinii. Trunchiul puțin în față și ambele mâini întinse. Eu am un microfon și voi folosi singur mâna. Perfect. Bărbia înainte, privirea în față. Perfect. Acum am să vă rog să îndoiți puțin coatele și începem din genunchi. 2, 3, 4. Ridicați puțin punctul la plecat. 1, 2. Și acum facem câteva variațiuni cu cutuiești. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wow! Fred Astaire, dacă ne-ar vedea, ne-ar da un premiu bine prin acest gest extraordinar. Acesta este dansul meu preferat. Vă mulțumesc foarte mult! Chiar trebuie să fie pentru nostru Fred Astaire. Dansul pe care l-am făcut împreună este dansul mersului pe bicicletă. Dans pe care l-am învățat încă de la vârsta de 3 ani. Când bunicul meu m-a trecut strada din casa noastră în parcul de vis-a-vis și m-a ținut de șezută, iar eu pe dala mâna ei. Și la un moment dat, pe la an, și mi-am dat seama că bunicul nu mai este în spatele meu. Și mi-am dat seama că încerc să mă mișc singur. Și din acel moment, bicicleta a devenit o extensie a corpului meu. Practic, dansul mersului pe bicicletă în fiecare dimineață când mă duc la birou. Dacă o vreme nu mă ajută pentru că plouă sau ninge, dansul rămâne în sufletul meu. Pentru că nu pot trăi fără el. Am ales să vorbesc despre bicicletă în seara asta, nu pentru că e sănătoasă, e ecologică, știți voi toate povestea asta. Am ales să vorbesc despre bicicletă pentru că este un stil de viață pentru mine, un stil pe care aș vrea să îl împărtășesc. Sunt trei motive care mă fac să iubesc ciclismul atât de mult și am să vi le împărtășesc cu formă unor întrebări. Prima întrebare. Câți dintre voi sunteți nervoși și îngrâncenați dimineața sau la ore de vârf atunci când sunteți cu mașina, apucați în trafic? Și se mai bagă în față pe un inț și ambuteiaj și crește tensiunea. Ok. Căutați cu privirea un biciclist în trafic care să fie la fel de nervos și îngrâncenat. Sau un biciclist care să-l asumeze nevronii din prostituția alimentară. Pentru că nu faci unei lucruri, nu o să-l găsiți. Pentru că ciclismul înseamnă o altă atitudine în relație cu viața. Câți dintre noi vă cufundați cu telefoanele mobile atunci când sunteți cu autobusul, cu taxiul sau cu alte mijloace de transport? În loc să vă bucurați de ceea ce a făcut oameni. Câți? Haideți fiți sinceri. Vă rog, o pasabilitate mai multe mâini în valul cerății. Ok. Încercați să găsiți în trafic un biciclist care stă cufundat în telefonul mobil în timp ce pedalează. Șanse foarte mici pentru că vei îmbrățișa primul scârb. Sau prima tantă, depinde de la casa acasă. Câți dintre voi mai întârziați ca pe mine? Pentru că traficul a fost blocat, pentru că autobuzul nu a venit, etc., etc. Luați o bicicletă și faceți experimentul. Vedeți dacă nu cumva veți reuși să ajungeți de data asta. V-am promis o poveste. Nu are legătură cu ursul, dar s-a întâmplat într-o pădure, în timp ce pedala. În urmă cu 2 ani și jumătate, un tânăr a venit la mine și m-a rugat să îl ajut
Să-mi pregătesc pentru o serie de prezentări publice pe care urma să le țină. Era foarte emoționat, foarte speriat, foarte desigur de el. Și mi-a spus, știa că lucrasem o perioadă în radio, în televiziune, și mi-a spus, oare mai putea să transferi o parte din experiența mea asupra ta? Am avut o întâlnire de coaching și am început să facem exerciții. A fost un moment de conectare atât de puternic și m-am simțit atât de bine în prezența acelui om. El s-a simțit bine, eu m-am simțit bine, încât la sfârșitul întâlnirii am luat bicicleta și am plecat într-o pădure limitrofă, în zona limitrofă a Clujului. Și timp ce pedalam, mi-am dat seama că ceea ce am făcut cu acel tânăr, aș vrea să facă cu tot restul vieții mele. A fost momentul în care, timp ce făceam exact dansul pe care l-am făcut împreună, pedala, am pus iar galbă în perioada aia, pe care o pedalam foarte nervos. Și spuneam, aș vrea să fie asta misiunea mea în viață. Să-i ajut pe oameni să vorbească mai bine. Să-i ajut pe oameni să își împărtășească ale lor comori interioare. Pentru că și în tine, și în tine, și în fiecare dintre noi, există o comoară care trebuie dată mai departe. Astăzi, am un curs online care se numește Cum să vorbești cu tine. Și cu ajutorul lui, caut să intru în casă de cât mai multor oameni din România și din străinătate. Pentru că eu cred că în felul acesta îi pot susține. Ce legătură are asta cu bicicleta? Ideea mea venit în timp ce pedalam. Dorința mea se datorează celor două roți care m-au schimbat viața. Știți? Bicicleta respectivă avea doar două roți. Mi-am propus să le păstrez și că le mai am în legiul casei sau tot ce-i foarte bine de atunci. Însă, datorită lor, mi-am devenit mult mai clar ca să în viață. Și totul a pornit de la un obicei foarte bine. E o legătură doar între ceva ce practic zilnic și ceea ce am ajuns astăzi să fac. Pentru mine, bicicleta este un vehicul de inspirație. Este o sursă de putere. Și de asta v-aș urma să o folosiți și voi. Da, veți găsi situații de genul ăsta. Veți găsi piste parcate. Dacă dați un search pe Google în vostru interior de ce să nu merg cu bicicleta, veți avea liste și liste de explicații și scuze. Dar luați partea bună cu veștii. Bicicleta înseamnă echilibru. Bicicleta înseamnă puterea de a merge zilnic cu viteză constantă spre un anumit obiectiv. Bicicleta înseamnă abilitatea de a trece printre obstacole, de a te mișca mai ușor și de a da tu direcție vehiculului tău. V-am promis trei recomandări. Și așa sunt pentru voi să vi le spun. Direct și clar. Recomandarea numărul 1. Faceți să luați o bicicletă. Unii deja aveți o bicicletă, poate e pe balcon sau scara blocului, alții veți procura din altă parte, avem și sisteme de bike sharing, nu știu, mai aveți nicio scuză, faceți să luați o bicicletă. Recomandarea numărul 2. Folosiți-o. How simple is that? Iar recomandarea 3. Bucurați-vă. Bucurați-vă de drum. Știți când fac dansul acela pe care noi l-am făcut împreună? Știți ce mi se întâmplă dimineața? Mi se pește un curent de aer rece, care de multe ori intră pe sub pulerul de la cămașă. Și e forma mea, umilă și modestă, în care îmbrățișez viața. Forma în care o las să mă pătrundă și să mă îmbrățișeze cu ea pe mine cu totul. Pentru mine, bicicleta e un fel de trec. Pentru că roțile ei, ale bicicletei, mi-au schimbat viața. Și pentru acele roți sunt atât de hotărât să pedalez până în ultima zi a vieții mele, pentru că nu o să mai am putere și echilibru din cauza vârstei sau problemelor de sănătate să pedalez. Voi găsi o soluție, voi găsi un alt vehicul, la fel de sublu, care să mă strecoare printre obstacole, așa cum bicicleta a reușit să o facă. Și aș vrea să-i duc și pe copiii mei să procedeze la fel. Și cred că a fi biciclist e un mod de a gândi și de a privi viața. Am să închei, nu înainte să vă spun un citat de John Power, care spunea ceva foarte interesant, că bicicleta este cel mai ciudat mijloc de locomoție, cel mai ciudat vehicul care miște din punctul A în punctul B. Este ciudat pentru că motorul său este omul însuși. Este singurul
vehicul care funcționează cu adevărat pe baza forței motrice a omului, a individului. Bun. Imaginați-vă cum ar fi ca viața voastră să fie o bicicletă. Și să o puteți pune în dinamică pe baza propriei voastre forțe. Să fiți voi motorul propriei voastre vieți. Mă opresc așadar cu o recomandare din sufletul meu. Fiți motorul propriei voastre vieți. Și am curajul să vă promit că veți ajunge departe. Vă mulțumesc la mine.